Am revenit. Astă seară vom vorbi despre sărbătoarea de mâine, 14 octombrie. Biserica Ortodoxă sărbătorește, marchează de fapt, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, protectoare, ocrotitoare, vindecătoare de boli, izbăvitoare de nevoi și primejdii și numită cea grabnică, ajutătoare și mult folositoare, ocrotitoarea Moldovei Părinte. Sunt foarte multe lucruri de care ne protejează Sfânta Parascheva. Este foarte important să și știm să ne rugăm, pelerinaje de fiecare dată pe 14 octombrie la Iași, acolo unde se află moaștele Sfintei. Părinte, ce putem spune? Ce putem să spunem? Că Sfânta Parascheva este unul dintre sfinții îndrăgiți ai poporului român, aș putea să spun regina sfinților, așa cum o numeau moldovenii. De ce? Pentru că au simțit în cursul celor mai bine de 350 de ani ocrotirea acestei sfinte. Eu însumi, fiind ieșan de loc, prin naștere, am simțit ajutorul ei pentru că am copilărit la moaștele Sfintei Parascheva. Mergeam acolo la catedrală și vedeam cum credincioșii din toate unghiurile țării și nu numai, și din afara granițelor țării veneau și se rugau la Sfintele ei moaște și primeau ajutor. M-a impresionat totdeauna de când eram copil mic și astăzi când mă duc în catedrală acolo văd același lucru, că acel șir nesfârșit de pelerini este parcă, cum să spun eu, permanent acolo, niciodată nu se sfârșește. Și când eram în zi de lucru și mergeam, licean fiind, mergeam la liturghia la Catedrala Metropolitană și când era vreme ploioasă și când era vreme bună, pelerinii mergeau. Și asta înseamnă că totdeauna au simțit ajutorul și ocrotirea Sfintei Cuvioasei Parascheva. O sfântă care, dacă ne uităm în viața ei, am putea să spunem că este o cvasi necunoscută. De ce? Pentru că nu doar pentru că memoria colectivă din secolul al XI-lea, când s-a născut Sfânta Parascheva și a trăit, nu era atât de bine pusă la punct, să spunem noi așa, ci datorită faptului pentru că a trăit o viață în smerenie și în singurătate. Se știe, de exemplu, că s-ar fi născut prin jurul anului 1023. A mai avut un frate, Eftimie, care a fost episcop și el este canonizat și trecut în rândul sfinților de către Biserica Ortodoxă, iar cronicile bizantine spun că acest episcop Eftimie, foarte cunoscut la vremea lui, a fost vizitat odată de către împăratul Vasile al II-lea al Bizanțului, auzind de faima acestui călugăr atât de cuvios și de evlavios. Și așa se știe, de exemplu, cum cam în ce perioadă a trăit Sfânta Parascheva. Nu avem alte date despre perioada în care s-a născut. Știm că pe tatăl ei, de exemplu, l-a chemat Nechita. Nu știm de numele mamei. Deci au fost doi copii crescuți într-o familie evlavioasă și care au mers pe drumul acesta al monahismului și al slujirii lui Dumnezeu amândoi, de mici copii. Pentru că trebuie să știm că Sfânta Parascheva și-a părăsit părinții pe când avea 15, să zicem, 16 ani. N-a viețuit foarte mult aici pe pământ. A murit cam la vârsta de 25-27 de ani. Atâta se știe despre viața ei. Se știe că a viețuit cam 11 ani ca monahie. Plecând din satul ei, din Epivatul natal, astăzi în Turcia, la cam 50 de kilometri, 50-60 de kilometri de Istanbul, de acolo unde copilărise și-a părăsit părinții pentru că o certau pentru faptele ei de milostenie. Și intrând într-o zi în biserică, a auzit cuvintele din pilda tânărului bogat, de voie să fii desăvârșit, vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în cer. Ea care de mică copilă își lua hainele, propriile haine frumoase, pentru că provenea dintr-o familie bogată, Bogată, da. și le împărțea săracilor. Și sigur că era certată mereu de mama ei, creștină de altfel, pentru gesturile de genul acesta. Încât la vârsta, să-i spunem noi, adolescenței, dar când se pregătea de intrat în viață,
Viața ei consemnează și faptul că s-au prezentat, cum era la vremea respectivă, la pețit, destui tineri, promisători, iar a refuzat pe toți și sigur că a luat drumul pusniciei, trecând prin Heracleia Pontului, în care a viețuit un oraș la vremea respectivă renumit, unde a viețuit ca monahie 5 ani în mănăstirea Maicii Domnului, după care a ajuns la Ierusalim, a mai viețuit în pustia Iordanului încă 5 ani de zile și după care a primit înștiințare în vis de la înger să se întoarcă în patria ei natală, pentru că Dumnezeu vă chema la sine. Și așa se întoarce și viețuiește în preajma casei sale părintești, fără a fi cunoscută, ca o simplă străină, îngrijind de biserica din sat, Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel, și sigur murind ca o necunoscută și fiind îngropată în cimitir în zona săracilor, am spune noi astăzi. Atât e să știe despre viața Sfintei Parascheva. Deci nu un răsune de genul acesta, o personalitate, cum ne place nouă să spunem, din lumea aceasta, care a făcut multă zarvă aici pe pământ și s-a fățâit, cum ar spune soția, în sus și în jos. Nu s-a fățâit prea mult prin lumea aceasta, a trăit, cum spuneam, 27 de ani, dar ani intenși din punct de vedere spiritual, o viață trăită în Duhul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, o viață autentic creștină și care, iată, a dus-o cu adevărat la sfințenie, pentru că despre o sfântă vorbim aici. Minunat este și modul în care a fost descoperite sfintele ei moaște, dacă stăm să ne gândim. Da, vom vorbi imediat, părinte, și despre modul în care au fost descoperite moaștele. Lucrețiu, ce mai putem spune despre nevoințele cuvioasei Parascheva? O să vorbim ulterior și despre minunile Sfintei, dar să vedem acum, pentru a înțelege mai bine, de fapt, ce înseamnă să fii sfânt, cât s-a nevoit Sfânta Cuvioasă, spunea părintele, a dăruit hainele sale bogate săracilor, în primul rând. Sigur, e un legământ de sărăcie pe care îl face, dar mai mult decât unul de sărăcie, este unul de altruism. Deci pentru că ea, lucrurile pe care le avea venind într-o familie bogată, le-a dat celor săraci, dar și restul vieții după ce a părăsit această familie bogată, tot la săraci s-a gândit. Deci este o dovadă de altruism în orice condiții. Înainte de emisiune cu părintele, chiar am vorbit și de exemple de călugări din România, care au urmat același exemplu de viață plină de abnegație față de celălalt până la urmă. Pentru că este minunile pe care le face Sfânta se datorează acestui altruism total, acestei neopreliști în a face bine celor din jur. Cu averea, cu rugăciunea, ajutându-i în toate felurile. Deci asta este semnul stării Duhului Sfânt și al lui Hristos deasupra acestei sfinte care a ajuns să fie Sfânta Tutelară a Moldovei și a României și nu doar, pentru că ea este venerată și în Bulgaria, este venerată și în Serbia, moaștele ei au stat și acolo o perioadă de timp și este foarte respectată în toată zona aceasta a creștinismului, de la Constantinopol către Moscova. Și nu numai, și rândul musulmanilor, să știți, foarte mulți musulmani sunt cei care o venerează pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Mai sunt, e adevărat, sunt sfinți creștini care sunt respectați și iubiți de către musulmani pentru că s-au impus unei categorii populare de oameni care au văzut dumnezeirea din faptele acestor persoane. Așa este. Alexandra? Eu cred că este cu atât mai important de menționat faptul că sfinții, de fapt, sunt oameni care își aleg modelul Iisus Hristos. Practic, sunt foarte mulți dintre noi care în anumite momente din viață țin post, se roagă, dar poate că în aceste momente, în preajma sărbătorii unor sfinți, ar trebui să ne gândim mai profund și să realizăm că, într-adevăr, aceste persoane care au luat calea sfințeniei au făcut niște sacrificii imense. În primul rând, au făcut sacrificiul lumii acestea materiale.
o persoană care renunță la mâncare, renunță la somn, renunță la confortul unei vieți tihnite, cred că pentru mulți dintre noi ar însemna o mare minune. Și de fapt aici constă practic tot drumul, constă în a realiza că trebuie să faci niște eforturi, că toți acești sfinți practic au abandonat lumea materială, au abandonat și au abandonat ego-ul și au abandonat grijile, da, pentru viitorul lor, pentru prezentul lor și s-au dedicat în întregime celor din jur. Ce mai putem spune, Ingrid, înainte de a merge mai departe despre nevoințele Sfintei Cuvioase Parascheva? Și Sfânta Parascheva, bună seara tuturor spectatorilor, precum alte sfinte ale creștinismului, face parte din ceea ce am putea numi Sfintele Fecioare, care din fragedă pruncie aveau să-L descopere pe Hristos, nu neapărat prin căutare, ci prin respingerea nefirescului. Nu a spus nimeni că Sfânta Parascheva stătea acasă, poate necontenit, cu cărți în mână referitoare la creștinism și la învățăturile sfinte. Dar s-a născut cu Hristos în suflet, s-a născut cu acest firesc al lumilor de sus și a înțeles că atunci când tu ai prea mult din ceva, trebuie să dăruiești și celorlalți. Sfânta Parascheva, precum alți sfinți, a înțeles acest lucru, s-a născut cu sufletul la cer, chiar dacă aparent era în trup, și a înțeles că acolo unde este prea plin, trebuie să dăruiești. Dintr-o revoltă, văzând prea mult, prea multul care exista în jurul său, atâta bogăție, a înțeles că nu poți să trăiești doar pentru sine, că trebuie să dăruiești. Avea deja cunoștință despre Hristos, cum bine a spus, cred că părintele, da. Chiar părinții Sfintei Parascheva erau credincioși, avea cunoștință despre Hristos, înțelegea. Se pare însă că poate nici părinții ei nu înțelegeau până la capăt ce înseamnă, precum spun Sfinții Părinți, precum spun Sfinții Părinți, nu eu, ci Hristos în mine. Asta ne sfințește până la urmă. Să lăsăm harurile Duhului Sfânt, să lăsăm învățătura hristică, să ne călăuzească, să înțelegem că mintea omenească, cum a înțeles un biet copil, adolescent, precum cea care avea să devină Sfânta Parascheva, care încă avea suflet, nu? Neatins de copil, era încă, așa cum am spus, cu sufletul la cer, a înțeles că nu poți să-i slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona și că uneori poate chiar în sufletul, în profunzimea teribilă a oricărui suflet omenesc, oricât de mult s-ar declara credincios, dacă nu poți să renunți la ceea ce-ți coboară sufletul în materie și nu mintea în suflet, dacă nu poți să faci astfel, mai bine pleacă în lume și nevoiește-te pentru adevăr, nevoiește-te pentru bine și pentru dreptate. Alina, sfințirea oricărei ființe omenești începe cu acel minim bun simț spiritual, am prea mult, poate că pot să și dăruiesc, poate că trebuie să fac așa. În numele lui Hristos, în numele adevărului, în numele oricăror forțe divine, sfințirea începe cu acea conștientizare să nu trăiești doar pentru tine. Vorbind despre, părinte, despre miracolul trupului neputrezit al Sfintei, despre faptul că aduce vindecare, avem icoana Sfintei Parascheva, aduce vindecare Sfânta Parascheva trupului și sufletului. Sunt foarte multe istorisiri care nu sunt doar povești, sunt realități despre, nu numai despre miracole făcute de Sfânta Parascheva către oamenii care i s-au rugat din suflet, nu toată lumea care se roagă, sigur că da, dar și lucruri care vin mărturie faptului că Sfânta ne primește rugăciunile și că ne apreciază gesturile atunci când sunt gesturi de bunătate sau de evlavie. Da, pentru că orice sfânt la care ne rugăm este mijlocitor înaintea Preasfintei Treimi. Nu este sfânt mai mare sau mai mic înaintea lui Dumnezeu. Da. Și toți sunt egali și toți sunt mijlocitorii noștri atâta vreme cât noi credem în mijlocirea lor, credem în puterea lor de mijlocire și ne rugăm lui Dumnezeu prin trânsii. De ce prin trânsii? Pentru că dacă este să ne uităm în Biblie, se spune că unul este mijlocitorul nostru, Iisus Hristos. Ei, aceștia sunt un fel de avocați înaintea Preasfintei Treimi. Așa
după cum noi procedăm aici pe pământ și punem în mișcare toate cunoștințele, toate pirele, toate relațiile pe care le avem într-un caz din acesta mai deosebit din viața noastră și rugăm pe cineva să intervină pentru problemele noastre, așa se poate fi tradusă, sigur, într-un mod simplist, dar ca să înțeleagă fiecare în parte ce înseamnă mijlocirea Sfinților. Iar Sfintele Moaște sunt dovada vie a sfințeniei vieții unui sfânt. Dacă spunem că Sfânta Parascheva a fost o cvasă necunoscută, pentru că nu știm multe despre ce a putut să trăiască această tânără până la vârsta de 27 de ani, ce a înțeles, iată, la vârsta de 14-15 ani, când o fi părăsit casa părintească și s-a dus pe drumul acesta al slujirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar cert este acest lucru, că pe cât este de necunoscută și pe cât a fost de necunoscută în viața aceasta pământească, iată că după moarte Dumnezeu, prin preaslăvirea ei, în calitate de sfânt, o face atât de cunoscută nouă și o face cunoscută într-un mod în care ne descopere Dumnezeu toate aceste minuni prin care El lucrează prin aceste trupuri ale sfinților. Și de ce? Sfintele Moaște, noi știm că sunt sfinte pentru că omul care s-a sfințit și a sfințit sufletul împreună cu trupul a sfințit. Omul nu poate fi separat să sfințești numai sufletul și cu trupul să te dedai la toate păcatele și la toate patimile. Împreună sufletul și trupul participă la ceea ce înseamnă lucrarea duhovnicească sau chiar la păcat. De aceea, în învățătura noastră creștină, spunem că la învierea de apoi, iarăși se va alcătui omul din suflet și din trup ca să primească răsplată pentru ceea ce a făcut în această viață. Dar în cazul sfinților, cei care, iată, sunt preamăriți de Dumnezeu cu acest dar al facerii de minuni, trupul de multe ori nu putrezește. Și de ce nu putrezește? Pentru că rămâne ceva din lucrarea Duhului Sfânt în el. Și cortul acesta, cum spune Sfântul Apostol Pavel, rămâne aici pe pământ ca să dea mărturie mai departe de lucrarea duhovnicească, iată, pe care noi de multe ori nu știm cum s-a săvârșit și în ce condiție, câte lacrimi, câtă nevoință, cât suspin, cât chin din acesta ca să scapi de o patimă sau de un păcat și să te desăvârșești. Toată această luptă duhovnicească este plină de durere aici pe pământ. Ce? Sunt durerile acestea ale facerii într-o veșnicie. Dar în slava Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iată ele din cunoscute în forma aceasta a minunilor pe care Dumnezeu le săvârșește, ca o mângâiere și în aceeași măsură ca și o certitudine pentru cei care rămân în viața aceasta, că și ei pot merge pe același drum și pe același drum să și pot desăvârși. De aceea aș veni la concret și să spun că, așa după cum minunată i-a fost viața aici pe pământ, și simplă, tot așa a trecut și din viața aceasta, cum spuneam, o necunoscută, dar atunci când Dumnezeu a considerat că Sfânta Parascheva trebuie scoasă la lumină, s-a întâmplat într-un mod concret. Era îngropată în cimitir acolo și nimeni nu mai știa de dânsa. Murise un marinar și știm bine cum se făcea înainte marinarii, când mureau erau aruncați în mare, cadavrele puține erau cele care erau conservate și duse pe uscat. De obicei erau aruncați în mare, iar dacă mai rămânea ceva din aceste rămășițe pământești, când ajungeau la mal, creștinii în special erau cei care le îngropau. Așa se face că murise un marinar pe mare și a ajuns cadavrul în descompunere la mal. Pe un stâlp înalt era un pusnic la acea vreme care se nevoia acolo în apropierea moaștelor unde era îngropată, unde era mormântul, am zice noi, Sfintei Parascheva. Și pentru că nu mai suporta mirosul acela de cadavru, a coborât de pe stâlp și cu câțiva săteni de acolo din epivatul natal al Sfintei, a luat respectivul trup și l-a îngropat. Săpând a dat de acest trup neputrezit. Și n-au dat niciun fel de importanță, pentru că nu toată lumea este specialistă în Sfintele Moaște, să înțeleagă ce-i și cum. L-au îngropat pe respectivul păcătos, am zice noi, lângă moaștele ei. Numai că Sfânta n-a răbdat lucrul acesta. S-a arătat unui anume creștin din satul respectiv, Gheorghe, și la o altă creștină, Eftimia, și
care au văzut în vedenie, în revelație de la Dumnezeu, pe Sfânta Parascheva ca pe o împărăteasă îmbrăcată în haine frumoase și îngerii care slujeau, și un înger i-a spus să te duci de acolo și să dezgropi trupul cel rău mirositor de lângă moaștele mele. Și așa se face că, adunându-se satul, a săpat acolo și a dat de, într-adevăr, de moaștele ei neputrezite, și așa le-au luat și le-au pus în biserica satului, în biserica Sfinților Apostoli, pe care o slujise cu doar puțin timp înainte de a muri, și de acolo a început să curgă acest șir de minuni pe care multe dintre ele nu le avem consemnate, pentru că nu există condici să faci lucrul acesta. Mi-aduc aminte totuși că și eu, când eram acolo călugăr la Iași, la Catedrala Metropolitană, deși lucram în administrație, dar mergeam la biserică, la catedrală, vedeam mulțimile, cum spuneam, de credincioși și vedeam minunile acestea negrăite. Un coleg de-al meu de seminar, părintele Valerian, a cules astfel de minuni și sunt deja apărute 3 volume, acum de curând, la editura Doxologie la Iași, cu mărturii ale credincioșilor care au simțit prezența și lucrarea Sfintei Parascheva în viața lor. Și m-a impresionat foarte mult că la sfârșit a pus o parte dintre ele, toate aceste minuni au fost relatate în scris de fiecare în parte și sunt copiate, fotocopiate, ca o declarație, am putea să spunem, ca o mărturisire de credință a fiecăruia în parte despre ajutorul lui Dumnezeu și despre lucrarea Sfintei Parascheva în viața noastră. Este cu adevărat cutremurătoare această lucrare și se vede că aceasta nu scade. Acesta este lucrarea lui Dumnezeu. La oameni, când se apucă oamenii să facă minuni, și știm că sunt mulți făcători de minuni de genul acesta, cu ghilimelele de rigoare, acestea scad, pentru că harul la o astfel de oameni se împuținează. Aici este vorba de harul negrăit al lui Dumnezeu și neîmpuținat, care sporește atâta vreme cât omul cinstește pe Dumnezeu prin sfinții săi. De aceea sfinții sunt cei care, iată, săvârșesc minuni în numele lui Dumnezeu, cum spuneam de la început. Ce putem spune despre minunile Sfintei? Sunt foarte mulți oameni, foarte multe mărturii ale unor oameni care s-au rugat cu credință adevărată, pentru că așa multă lume se roagă, la Sfânta Parascheva și cărora rugămințile și rugăminți grele unor oameni cu boli incurabile au fost vindecați miraculos, miracole cu adevărat ale celor trăite de cei care i s-au rugat Sfintei din inimă, Ingrid. Cunosc și eu multe relatări, dar am remarcat un numitor comun. Am sentimentul că Sfânta Parascheva răspunde, apropo de cererea din vis, să-l ia trupul rău mirositor de lângă moaște, mai cu seamă răspunde acelora care au credință adevărată din adâncul sufletului și nu se duc cu ascunzișuri, cu viclenii, cu... Știți ce mă deranjează uneori? Văd... La așa zici credincioși se duc, poate nu conștientizează, să facă un fel de negoț cu Dumnezeu. Mă târăsc pe genunchi până la raclă, în seara aia depun toate diligențele făpturii mele fizice, mă târăsc, îndur tot răul, frigul, au plecat de acolo, revin la viața lor și așteaptă supărați și revoltați un miracol care nu s-a petrecut, pentru că Sfânta Parascheva nu suportă suflete urât, mirositoare și nici minți întunecate. Când ceri, trebuie să ceri Sfintei Parascheva în duh și adevăr. Vezi tu, Alina, deși acea lume a celor vremuri nu era alcătuită cu bulevarde, cu orașe, cu tehnică și tehnologie de cea mai înaltă calitate, oamenii vorbeau din om în om când se întâlneau sau își strigau de pe un deal pe altul, își luminau cu foc cerințe, dar erau mult mai onești, mai sinceri, și aceia care erau păcătoși, într-adevăr, erau știuți de departe și formau o categorie aparte. Au fost vremuri în care sfinții de copii se detașau de restul lumii și veneau cu suflete pure și știau ce își doresc și plecau în această nevoire, în acest drum al sfințirii întru Hristos, cu o credință, și nu aveau bibliotecile pe care le avem în ziua de azi. Nu aveau internetul, nu accesau nicio informație decât cea a inimii.
Dacă omul ar reînvăța să-și pogoare mintea în suflet și de acolo să-și ia toată informația, ce vreau să se rețină? Sfânta Parascheva a trăit și a plecat cu suflet de copil. Când te duci la ea, miracolele despre care știu, care mi-au ajuns la cunoștință, s-au făptuit acelora, s-au înfăptuit acelora care s-au dus cu suflet de copil, cu toată cinstea, dorind să-i onoreze moaștele. Da, aș vrea să dăm niște exemple. Ține minte, dorind să-i onoreze moaștele, nu neapărat să pună mâna pe ea, că acum îmi dă. Nu e un schimb. Roxandra? Da. Din literatură, ce am citit, este miraculos faptul că moaștele au scăpat dintr-un incendiu foarte mare, nevătămate. Practic s-a topit metalul care înfășura racla, însă moaștele, da, cu îmbrăcămintea, nu au avut nimic. Probabil că miraculos este și faptul că, din câte am înțeles, Iașul a fost ocrotit de bombardamente în timpul celui al doilea război mondial. Mai putem vorbi de miracole în anii de secetă, tot așa la începutul anilor 50. 46, 47, seceta mare. Atunci a fost un pelerinaj de vreo 3 luni cu moaștele Sfintei Parascheva prin toată Moldova, în fruntea delegației respective care a scos moaștele în pelerinaj, pentru că era prima dată când moaștele părăseau Iașu, a fost preafericitul părinte patriar Teoctist, pe atunci vicar al mitropoliei, și povestea totdeauna cu lacrimi în ochi acele evenimente. M-am dus și eu în acel sat, la Prisăcani, mă știu prisăcănienii de acolo, de pe malul Prutului, unde au făcut o troiță, la vremea respectivă au pus o cruce de piatră acolo, ca să marcheze minunea ce s-a întâmplat atunci. Nu plouase, era aproape de 2 ani, nimic nu. Și sigur, era secetă mare. Au făcut rugăciuni de ploaie și maslu în biserica satului, pe malul Prutului, pe în care am slujit și eu de câteva ori. Și vreau să vă spun că ei povesteau cu lacrimi în ochi, bătrân în satului, că peste noapte a început să ploaie, de cu seară s-au adunat norii și atât a plouat încât îi revărsa Prutul. Și pe unde treceau sfintele moaște, pe acolo imediat începea să se adune nori și să se dezlege și să plouă. Mari minuni! Eu mi-aduc aminte, pentru că vă spuneam că sunt ieșan, bunicul, apropo de minunea aceasta a ocrotirii orașului Iași în timpul celui de-al doilea război mondial de bombardamente, noaptea vedeau deasupra Iașului soldații care apărau orașul, în clipele acelea grele, vedeau pe Maica, pe cuvioasa Parascheva îmbrăcată în haine albe deasupra orașului, pe cer. Și vă dați seama ce curaj prindeau acei soldați și asta. Și de aceea lucrurile acestea nu au făcut altceva decât să sporească evlavia, mai ales a celor care au trăit lucrurile acestea. Da, sunt multe minuni. Ați amintit și de minunea aceasta, care nu poate fi tăgăduită, a salvării moaștelor ei. Era în anul 1888, din 1884, la Sfinții Trei Ierarhi, unde erau moaștele Sfintei Parascheva, începuseră ample lucrări de restaurare a mănăstirii. Și fusese scoase moaștele din locașul, din biserica lui Vasile Lupu, și depuse în paraclisul de la sala gotică, care există și astăzi, unde este muzeul astăzi. Peste noapte a rămas, în seara de 26, la vecernia din seara de 26, a rămas o lumânare aprinsă și peste noapte s-a aprins totul, a luat foc și tot ce era acolo s-a făcut scrum. Iar moaștele Sfintei Parascheva, într-adevăr, au rămas neatinse și trebuie să mai spunem un lucru, că ele, când au fost aduse în țară de Vasile Lupu, domnitorul Vasile Lupu, la 1641, l-a pus pe mitropolitul Varlam să dea un blestem ca moaștele să niciodată să nu fie împărțite. Nimeni să nu poate. Poate este un sfânt, că noi din Evlavie dăm și la biserica respectivă, da, da, dăm și la cealaltă părticele din sfinte moaște. Ei, Sfânta Parascheva este una dintre sfintele care a rămas întreagă datorită acestui blestem. Pentru că Vasile Lupu a îmbrăcat sfintele moaște cum a îmbrăcat o mumie, am spune noi astăzi, a sigilat lucrul la capăt cu sigiliul domnesc, pe ceară roșie, cu fir din aur. Așa este și astăzi.
Ceea ce noi putem vedea astăzi sunt veșmintele, îmbrăcămintea exterioară. Dar ca să nu fie și nimeni nu umblă acolo. Deci gândiți-vă, s-a topit argintul și la argint trebuie câteva sute bune de grade temperatură să se topească, iar ceara sigiliului Vasile Lupulu este intact și astăzi. Și ca o întărire a acestei minuni la vremea respectivă, la 1888, în acea seară, sigur, a venit prefectul poliției, cum era la vremea respectivă, am zice noi, șeful poliției și cu autoritățile locale de la vremea respectivă, iar a doua zi însuși prim-ministru Teodor Rosetti, care era la Iași la vremea respectivă pentru sărbătorile de Crăciun, de sărbătorile de sfârșit de an, au consemnat această minune într-un proces verbal de constatare acestei minuni, semnat de toate notabilitățile prezente la fața locului acolo. Deci aceasta este una dintre negrăitele minuni, pentru că ieșenii n-au plâns atunci pentru nimic altceva decât pentru Sfintele Moaște. Știau ce au pierdut sau credeau că au pierdut la vremea respectivă. Pentru că atunci când au fost aduse la 1641, Vasile Lupu scria în Pisania, care se află la Sfinții Trei Ierarhi, sub racla, pe o marmură neagră, sub racla Sfintei Parascheva, adusam acest odor neprețuit ca să ne fie de pomenire nouă familiei noastre și la toată țara Moldovei. Nimic n-a prețuit pentru el mai mult decât aceste Sfinte Moaște și nu s-a înșelat când a mers pe mâna Sfintei Parascheva. Și vă zic de ce. Cronicarul Miron Costin spune că atunci când a trimis delegația de boieri la Constantinopol ca să aducă moaștele în țară, legile otomane, legile islamice nu permit transportarea trupurilor morților mai mult de pe o distanță de 3 mile, adică până la poarta orașului unde trebuie să-l îngropi obligatoriu, pentru că în Orient astea sunt probleme de igienă, ca o paranteză. Nu te duci cu mortul, ții 3 zile pe laiță, că nu sunt condițiile de conservare, de păstrare ca la noi. La noi clima e mai blândă. Și atunci, până la apusul soarelui, trebuie îngropat. Prevalându-se de aceste legi, au vrut să mai scoată niște bani. Și i-au scos din belșug. Plătise Vasile Lupu cele 260 de pungi de aur, datoriile Patriarhiei Ecumenice către înalta poartă, taxele pe care creștinii din Bizanțul căzut sub turci nu mai aveau cum să și le plătească. Și, desigur, o altă avere, am putea să spunem, încă vreo 300 de pungi de aur pentru autorizarea de care avea nevoie să scoată din Constantinopol Sfintele Moaște. Și spune Miron Constin Cronicarul că atunci când a văzut că turcii nu se dădeau atât de acolo, de mă voi lăsa în cămașă. De voi rămâne în cămașă, n-am să mă las până nu aduc moaștele acestea în țară. Și le-a dus. Și se vede că nu a greșit atunci când a făcut lucrul acesta. Revenim, părinte, după publicitate, pentru a vorbi și despre, deja de fapt am vorbit despre minunile Sfintei Parascheva, pentru a vedea și ce miracole a înfăptuit Sfânta cu adevărat, dar, repet, către oamenii care s-au rugat din suflet și cu credință după publicitate.